În ceea ce privește colectarea separată și sortarea deșeurilor reciclabile municipale, avem de asemenea câteva categorii de județe. Județele care sunt cu un oaz deschis sunt cele care au un sistem de colectare separată în mediul urban, pe trei fracții, la punctele de colectare. Cele care sunt cu un colectare și pentru una sau mai multe fracții colectează și din poartă în poartă. Da? Deci sunt județele Arad, Sibiu, Covasna, Dolj și Brăila. Iar cele care sunt cu roșu, sunt doar trei care le vedeți, sunt cele care au atât în amestec cât și în colectare separată la mediul urban în 2014. Aceasta a fost situația în ceea ce privește sistemul de colectare a deșeurilor reciclabile. Acum aveți o imagine a instalațiilor de și a facilităților de sortare la nivel de țară. Din nou, cubuline verzi complet umplute sunt cele care au județele unde există stații de sortare, care sunt în operare din deșeuri reciclabile colectate separat. Cele albastre sunt cele care există, dar nu sunt operate. Iar cele, dacă le identificați cu MOV, cu niște cerculețe goale de umplute, sunt stații de sortare care nu au facilități cu bandă de sortare. Dar ele sunt raportate ca fiind stații de sortare. Noi le-am luat în analiză. Din cele 154 de stații de sortare la nivel național, 51 sunt în operare, ceea ce este bine. 70 sunt realizate prin proiecte integrate, dar nu sunt încă în operare. Iar 8 sunt realizate și autorizate, dar încă nu funcționează. 3, pardon, care sunt în această situație. În ceea ce privește deșeurile biodegradabile, sunt prezentate județele care au prevăzute în sistemul integrat colectare separată de biodegradabil în mediul urban. Și veți vedea corelat un pic cu imaginea următoare, unde sunt prezentate stațiile de compostare. Că există județe în care, deși se colectează separat biodegradabil în mediul urban, nu există încă în funcțiune stațiile de compostare care să preia aceste deșeuri biodegradabile colectate separat. Și ne referim aici la Mureș, la Sibiu, la Dolj. În ceea ce privește instalațiile de tratare mecanobiologică, sunt doar două care funcționează în acest moment. Una la Timișoara și una la București. Cea din București are o capacitate pe partea biologică doar de 40.000 de tone, chiar dacă pe partea de tratare mecanică este mai mare, de 117.000 de tone. Iar cea de la Timișoara funcționează la întreaga ei capacitate. Dar celelalte care sunt figurate cu albastru pe imagine sunt instalații de tratare mecanobiologică realizate prin post care încă nu sunt delegate și încă nu operează. Situația infrastructurii în
ceea ce privește depozitele de deșeuri, ele sunt 35 de depozite conforme, cu 3 depozite la Bistrița, Năsăud, Neamț și Timiș, care au fost realizate prin proiecte post-mediu, 15 depozite neconforme care existează activitatea în 2016 sau în 2017, sunt cele figurate cu triunghiuri roșii și grena. Da? Iar cele grena sunt cele care sunt cele care nu sunt incluse în SMIT, iar cele roșii sunt cele care sunt incluse în SMIT. Deci vor fi închise prin diverse proiecte care se propun a se realiza în cadrul sistemelor integrate de management al deșeurilor. Obiectivele care au fost luate în calcul au fost prevenirea generării deșeurilor, prin adoptarea de măsuri pentru a stimula prevenirea generării, pregătire pentru reutilizare și, de asemenea, ținta din 2013, atingerea țintelor privind deșeurile de ambalaje, cel târziu în anul 2018. Un alt obiectiv foarte important pentru care s-a făcut inclusiv analiza de alternative și pentru care se vor propune și investiții este reciclarea deșeurilor municipale cu ținta de 50% în anul 2020, în care s-a propus atingerea unei valorificări energetice de cel puțin 15% în anul 2020 față de 2,6 cât era estimat în anul 2014, a se realizat. Tot în 2020, doar deșeurile tratate vor ajunge la depozit. Și de asemenea, închiderea depozitelor neconforme cel târziu în anul 2019. Chiar dacă ele existează în 2016 sau în 2017, ele să fie prevăzute pentru a fi închise în anul 2019. Ținta aceasta ambițioasă de reciclarea 50% din deșeurile municipale în anul 2020, ne-am gândit cum să fie ea propusă a fi atinsă, deși e o țintă extrem de ambițioasă, și atunci, pornind de la compoziția deșeurilor municipale, am asumat o rată de capturare pe ceea ce înseamnă deșeuri reciclabile din menajere și asimilabile de circa 70%, o rată de capturare de circa 65% atât pentru biodeșeurile din parcuri, grădini și piețe, cât și cele din deșeurile menajere și similare din mediul urban, astfel încât, ca și proporții, ca și conte, rata de capturare de 70% să reprezinte circa 20% din total, iar rata de capturare de 65% din bio să reprezinte 25% din total, 20 cu 25, 45% din ținta de 50, restul de 5 fiind din reutilizare, reciclare de euri voluminoase și alte categorii de deșeuri. Ce înseamnă 70% din deșeurile reciclabile municipale? Asta ar însemna o cantitate de aproximativ 1,2 milioane de tone. Iar la biodeșeuri, 65% ar însemna o cantitate de aproximativ 1,3 milioane de tone pentru 2020. Discutasem un pic mai devreme de sistemul de colectare, colectare separată atât pe biodegradabil cât și pe reciclabil în județe sau pe fiecare tip de colectare separată în județe. Va fi necesar ca și cele 5 județe în care nu există acest tip de colectare separată să fie extinse. De asemenea, în ceea ce privește stațiile de sortare, care sunt în funcțiune sau
care urmează a fi puse în funcțiune, există o capacitate suficientă, considerăm noi, pentru sortarea deșeurilor colectate separat, existând 76 de stații, da? Înseamnă cele cu buline verzi și celelalte cu buline albastre, care sunt foarte deșeuri colectate în amestec, 61 de stații, deci am avea capacitate suficientă pe partea de sortare pentru ceea ce înseamnă deșeurile municipale reciclabile. Unde s-a propus extinderea sistemului de colectare separată pe trei fracții? S-a propus în municipiul București și județele Dâmbovița și Teleorman, cele care au fost realizate schimburi prin ISPA. Deci sunt dintre primele județe care au avut sistem integrat și județele care nu au fost acoperite de proiecte cu sisteme integrate, Satu Mare, Gorj, Brașov, Buzău, Galați, Ilfov și Ialomița. Despre capacitatea pe stație de sortare am discutat. Spuneam un pic mai devreme că doar în 12 județe se prevede sau este sistemul gândit pentru colectarea separată și compostarea biodeșeurilor. Da? În total existând 44 de stații de compostare cu o capacitate de 387.000, din care însă funcționează destul de puține la momentul actual, doar cele care le vedeți cu pătrățele verzi. Restul, cele cu albastru, sunt încă neoperate. Da. Cele cu albastru sunt încă neoperate, iar cele cu roșu sunt în situația în care sunt autorizate, dar care încă nu funcționează. Privește atingerea țintelor și în special pe partea de tratare, constatăm în imaginea prezentată că sunt câteva județe care au totuși o capacitate suficientă pentru a putea trata în prealabil depozitării întreaga cantitate la nivelul județului respectiv. Și sunt județele Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș, Medellin, Iași, Prahova, Brăila, Turcia și Constanța. Existând chiar în anumite cazuri capacitatea de a prelua de la județele vecine. De ce? Pentru că dacă se va mări rata de colectare separată pentru deșeurile reciclabile, deșeurile din ambalaje, atunci va exista o capacitate suplimentară sau eliberare de capacitate, ca să spun așa, ce a putea prelua din județele vecine. Există și patru județe, Bihor, Mureș, Vâlcea și Timiș, care au o capacitate existentă în momentul de față pe instalații de tratare mecanobiologică, dar care nu este suficientă pentru a-și asigura atingerea țintei proprii. Capacitatea totală estimată pentru noi instalații de valorificare a deșeurilor fiind la nivelul 850.000 de tone de an, ca și necesar. Probleme, obiective și câteva măsuri propuse. Vă spuneam la început, noi am abordat fiecare flux de deșeuri. Am prezentat astăzi doar câteva măsuri și obiective doar pe deșeurile municipale, ele există însă pregătite și pentru toate celelalte fluxuri menționate anterior. În ceea ce privește creșterea gradului de reutilizare a deșeurilor municipale până la 50%, am propus extinderea sistemelor de colectare separată la nivel național și utilizarea la capacitate maximă a stațiilor de sortare și de compostare. De asemenea, aplicarea instrumentelor economice
și aici, în special, implementarea eficientă a taxei de depozitare, rămâne să vedem cum, un mecanism de aplicare a ei din 2017, și introducerea instrumentului plătește cât arunci, de asemenea, începând cu 2017, progresiv până în anul 2020. O altă propunere a fost derularea unui proiect de asistență tehnică pentru creșterea capacității instituționale a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară pentru instruirea personalului și asigurare de suport în implementare. Știm că proiectele sunt complexe, sunt destul de multe probleme care apar în momentul în care se delegă, dar și după delegare, când apar operatorii, operatorii sunt bine pregătiți și își urmăresc atent contractul ca urmare și ADI ar trebui să aibă același nivel, poate, de pregătire și de instruire a personalului. O altă propunere este derularea unui proiect de asistență tehnică pentru creșterea calității datelor, data estimată am făcut în 2018. Îmbunătățirea funcționării schemei responsabilității tinerii a producătorului. Aici știți că în ultima perioadă deja s-au făcut câțiva pași sau și-au apărut anumite prevederi legislative noi. De asemenea, promovarea instrumentelor economice rezultate din proiectul Jaspers. Și m-aș opri cu ele aici, fiindcă putem continua, cred că, următoarele două zile liniștit cu măsurile propuse în ultimele noastre livrările. Smidurilor, aveți o estimare a performanței în materie de gestionat deșeurilor, o performanță comparativă cu cele care au smiduri. Deci ce se întâmplă în cele care nu au bănesc și ele duc undeva deșeurile? Am analizat într-adevăr și se regăsește în raportul privind situația actuală pe fiecare parte această situație. Sunt unele județe care nu au smiduri, dar care, de exemplu, în județul Galați, municipiul Galați a beneficiat de un proiect ISPAM. Și atunci, într-adevăr, există un depozit conform, există un sistem la nivel de municipiu care, oricum, ca și pondere la nivelul județului, reprezintă cam jumătate. Sunt și județe la care am primit informații chiar dacă nu au un sistem integrat cu gestionarea deșeurilor, fie prin apele,
fie sună direct la operator, n-aș putea să spun că există o regulă, adică dacă nu au un sistem integrat, e mult sau catastrofă, sau dacă au, trebuie să ne gândim că sistem integrat, complet funcțional, sunt doar două județe. Da, deci, da. Și întrebarea de fond, în realitate, era următoarea. Unii au primit sprijin intens, au făcut investiții, multe dintre, mă rog, o valoare non-rambursabilă considerabilă, alții s-au descurcat oarecum pe plan local. Care este diferența de performanță dintre cei care au beneficiat intens și cei care s-au descurcat singuri? Nu cred că este momentul actual cel la care putem să-i judecăm, pentru că majoritatea județelor care au beneficiat de aceste investiții substanțiale nu sunt încă funcționale, adică nu sunt operate. Sunt în diverse stadii de delegare a serviciilor, sunt în diverse contestații, cred că abia după ce toate se vor termina de delegat, de atribuit, și operează cel puțin un an, am putea să-i judecăm cu aceeași măsură. Știu că nu asta v-ați fi dorit să vă spun, dar așa este corect să vă spun, pentru că nu au operat această investiție. Bună ziua! Laurenț Ghiou, director agenției pentru protecția mediului. Urmărit ce ne-ați prezentat este extraordinar. Și sper să atingem și numai că noi agenții se pot încă de conștiință în țară. Nu știu să iau în țară, colectivitatea și municipală. Deci ne-am întâlnit cu autorității municipale, o reprezentare în primul loc de stabilit. Una dintre probleme este următoarea. Majoritatea firmelor de salubritate înființate pe ATI ori intra în faliment. Doi, apariția acestei noi case, 80 de lei pe ton, vor crește prețurile la depozitare. Apariția acelor 100 de lei pe ton, dacă nu va reciclare la 15%, vor crește aparte prețuri. Noi am făcut o socoteală. La nivelul primărilor din mediul rural, s-ar putea să ajungă de 25 de lei pe persoană. Dacă cineva îmi spune cum va reuși acest primar să strângă 25 de lei pe persoană, ar fi o realizare mai bună. Asta este problema cea mai mare. Pentru actorii principali sunt cu ATI-urile din mediul rural. Pentru că acolo avem probleme atât cu deșeurile municipale, avem probleme cu deșeurile de compost, da? Și de asemenea cu deșeurile din materiale de construcție. Ca să nu mai discutăm, că în momentul de față suntem într-o situație foarte delicată în ceea ce privește cantitățile de deșeuri de materiale de construcție care sunt pe diverse platforme conforme sau nu. De aceea, mie mi se pare un prag foarte, foarte nemaipomenit acel 50% în 2020, dar v-aș ruga să vă întâlniți cu primarii din mediul local. Nu de altceva. Și încă ceva. În momentul de față, din punct de vedere legislativ, avem o lege 211, o lege foarte discretă, în ceea ce privește informații. Avem de a face cu o lege, cu o hotărâre de guvern 349. Foarte bună. Numai că mai greu sunt intercompletate cu anumite aspecte. Avem de a face cu o lege 101 care vorbește de ANRSC și mai discutăm despre norme de aplicare, un ordin 109. Și apărem în momentul de față mai mulți ingineri. Sunt de agra ANRSC și știți întotdeauna. Când ai un inginer, pune un șef, cartea să începe practic. Asta este. Vă rog să nu vă supărați, dar a trebuit puțin să discutați cu noi. Așteptăm către noi, către agenția pentru protecția mediului și o să vă dăm un răspuns. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc.
Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și nu pot decât să fiu de acord cu toate provocările pe care le-ați spus. Poate aș face doar o singură nuanțare vis-a-vis de faptul că sistemul de mergere integrat al deșeurilor la sfârșit de an 2016 nu are niciun fel de surprize din punct de vedere reglementare. Tot ce ați spus dumneavoastră este în vigoare de ani de zile, unele cu intrare în vigoare în 2017, dar deja și cu din 2013. Și da, nu este un sistem care va funcționa nici ușor și nici printr-o soluție miraculoasă. La fel cum aruncarea responsabilității în spatele unui singur, cum se spune limba română la stakeholder? Actor, dar factorul interesat sau probabil că aduce acestea. Nu va rezolva problema, pentru că este foarte clar că fiecare dintre toți cei care se interpun pe mersul deșeurilor la momentul generării până la momentul valorificării sau eliminării, adică noi toți, are o bucățică de responsabilitate pe care trebuie să-și o asume, cum spuneam și la începutul acestui eveniment. Vis-a-vis de, deși nu face obiectul discuției noastre și sunt convins că ar fi o discuție și că va fi o discuție foarte interesantă, rog și fac niște considerații cu privire la taxa de depozitare și la acest copil cu atât de multe moașe sau ingineri, care este reglementarea de deșeuri, de domeniul deșeurilor. Într-adevăr, ANRSC-ul și Ministerul Mediului au viziuni teoretic convergente, practic, însă la nivel de detaliu trebuie să mai lucrăm la ele și asta facem destul de susținut în ultima perioadă și va trebui să o facem foarte susținut până la sfârșitul anului, tocmai pentru a găsi modalități prin care această taxă de 80 de lei pe tonă la depozitare să nu se transforme într-o... să nu aibă un efect contrar decât ceea ce ne urmărim. Acum, din punct de vedere al instrumentelor pe care, la care avem acces, în mod evident, această taxă stabilită prin lege, că va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017, nu va putea fi evitată, pentru că este stabilită printr-o lege care nu mai poate să o modifice în timpul rămas, luând în calcul și toate mecanismele de modificări legislative pe care avem la dispoziție. Însă, ceea ce putem să facem și, dacă vreți, subiectul pe care lucrăm este o modalitate oarecare de a etapiza pe fluxuri, pe timp, pe diverse nivele de performanță, dacă găsim un astfel de mecanism. Dar asta este un subiect încă în discuție și în lucru. Da, credem că este important ca primăria să participe la această discuție. Am văzut întotdeauna, am invitat întotdeauna, din păcate răspunsul a fost timid, ca să nu spun altfel. Încercăm în continuare să aducem primăriile și asociațiile lor, structurile asociative în această discuție și încetul cu încetul îi vom aduce. Până una alta, din fericire, avem un partener de discuție destul de activ în ceea ce înseamnă Federația ADI-urilor, care cumva înțelege ambele tipuri de constrângeri. Și aici nu pot decât să închid puțin tot ce în costă a venit la proiectul ăsta care are, dacă vreți, ca instrument sau ca finalitate sau ca scop primordial, exact acest dialog și colaborare între toți cei implicați. Nu este un lucru ușor, dar acum, dacă avem și finanțare ca să facem treaba asta, poate să reușim cumva să o mișcăm mai bine. Cert este că 2020 nu este o țintă mișcare, este o țintă fixă spre care ne îndreptăm. Și cert este că întârzierile care, iată, se văd și acum și pe care le-am tot urmărit din 2007 sau chiar dinainte până azi, adună o presiune din ce în ce mai mare spre 2020. Vrând nevrând, 2020 înseamnă niște costuri de o formă sau de alta mult crescute. Stă puterea noastră să găsim niște instrumente care să le mai diminueze, chiar dacă atinge 50% până în 2020, este un obiectiv, cum spuneam atât de elegant, colega noastră, foarte ambițios. Dar nu mai este un obiectiv negociabil. Și atunci tot ceea ce putem noi să facem este să plecăm pe această realitate, că 2020 ne trasează niște ținte și să găsim cât mai multe instrumente care ajută actorii din tot peisajul să fie mai responsabili și cumva să contribuie la scăderea unui cost. Până despre asta vorbim. De la punctul A până la punctul B pe care merge deșeu, trebuie să fie costul cel mai mic. Și asta nu se poate face plecând doar dintr-una din bucăți. Că ați acceptat invitația
făcută de către Ministerul Mediului, Apelor și Păduilor, de a participa la conferința de lansare a proiectului Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului, Apelor și Păduilor, de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate. Este un proiect ambițios pe care Ministerul nostru și-l propune cu perioada de derulare începând din luna mai a acestui an, timp de 30 de luni, și a cărei valoare de finanțare este de puțin peste 16 milioane de lei. În cadrul acestui proiect, obiectivele principale sunt ca Ministerul Mediului să aibă, la sfârșitul perioadei acestui proiect, la dispoziție documente strategice care să îi asigure implementarea politicii atât pentru domeniul managementului deșeurilor, și aici ne referim la Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, la Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor și la metodologia de elaborare sau de revizuire a planurilor județene de gestionare a deșeurilor, cât și a documentelor strategice din domeniul gestionării siturilor contaminate, documente care decurg din strategia și din Planul Național de Gestionare a Siturilor Contaminate, respectiv cele trei metodologii de investigare, de remediere și de stabilire a datei până la care statul este considerat poluator și până la care statul trebuie să își asume finanțarea pentru remedierea siturilor contaminate. În cadrul acestui proiect, pentru activitățile 1 și 4, Ministerul Mediului are ca partener Ministerul Fondurilor Europene. Pentru celelalte, Ministerul derulează de unul singur proiectul. Grupul țintă căruia îi se adresează este de aproximativ 800 de persoane și este format din personal de conducere și de execuție din cadrul aparatului central al Ministerului, din cadrul Agenției Naționale de Protecție a Mediului, din cadrul aparatelor centrale ale altor ministere de linie, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și așa mai departe. Dar acest grup țintă este format și din reprezentanți ai consiliilor județene, cele care sunt responsabile cu implementarea politicilor la nivel local, personal de execuție și de conducere din cadrul agențiilor locale pentru protecția mediului, cât și din cadrul primăriilor sau reprezentanții organizațiilor care implementează sau care realizează efectiv gestionarea deșeurilor. Dacă aveți întrebări sau dacă domnul secretar de stat dorește să continue. Aș vrea să mai fac eu o precizare. Sigur, nu mai este un secret pentru nimeni faptul că managementul deșeurilor în România nu este la nivelul la care ni l-am dori. Nu este la un nivel comparabil cu statele membre ale Uniunii Europene. Cu cât mergem mai spre vest, cu atât decalajul este mai mare. Acest proiect este, până la urmă, un efort de a cataliza discuția și colaborarea și elaborarea de instrumente efective care se poată să schimbe această stare de fapt. Pentru că, în mod cumva definitoriu, managementul deșeurilor este o combinație de responsabilități a foarte multor actori implicați. Dacă Autoritatea de Mediu Centrală poate să creeze un cadru legal, poate să creeze, dacă vreți, o infrastructură de control și poate să exercite acest control, în ceea ce privește activitatea efectivă în teritoriu, ea se poate face doar la nivel local, la nivel de autorități publice locale, și acolo trebuie ca responsabilitățile să fie, în primul rând, bine cunoscute și apoi trebuie să fie și asumate. Dacă vrem să ajungem acolo unde România trebuie să ajungă împreună cu celelalte state membre, și anume la o valorificare, la o reducere cu 50% a deșeurilor care pleacă spre depozitare, spre eliminare prin depozitare, asta nu se poate face decât dacă din momentul generării deșeul pleacă izolat, dacă vreți, sau separat pe fracțiile reciclabile, este corespunzător transportat, tratat și apoi, desigur, reciclat, astfel încât depozitarea groapă să fie ultima soluție la care se ajunge după ce nu mai putem scoate nimic util din acel deșeu. Deșeul este, de altfel, considerat la nivel european și, cel puțin declarativ, și în România
o materie primă pe care noi acum trebuie să învățăm să o obținem și să o utilizăm, astfel încât să închidem acest cerc al economiei circulare despre care se vorbește foarte mult, dar în România se face deocamdată foarte puțin. Vă rog, dacă aveți întrebări, cu plăcere. Ce se întâmplă cu Planul Național pentru gestionarea deșeurilor pe care trebuia să-l faceți până să termine Ministerul până la finalul, până în decembrie, până la finalul lunii decembrie, în ce stadiu e? Despre acesta vorbim acum. Despre este prima activitate din cadrul proiectului și care, într-adevăr, ca prim draft, va fi în luna decembrie, va fi livrat în luna decembrie. Aceasta este asumarea pe care Ministerul nostru a făcut-o către Comisia Europeană și pe care Comisia Europeană a și acceptat-o, ca un prim draft să fie livrat la sfârșitul lunii noiembrie, după care să fie derulată procedura de evaluare strategică de mediu, așa cum se întâmplă cu fiecare plan sau cu fiecare strategie elaborată. Deci despre acesta vorbim și acesta va fi pus la dispoziție. Și acum lucrați la el. Da, este aproape de finalizare. Au fost livrate din partea prestatorului primele 7 capitole din acest plan sub forma unor rapoarte intermediare și acum se lucrează în paralel la ultimele 3, care ne vor fi și acelea livrate și vor întregi ceea ce va fi, se va constitui în draftul, primul draft al Planului Național de Gestionare Deșeurilor. Concret, planul ăsta ce își propune? Adică ce se schimbă de acum? Dacă avem un plan național. Și până acum am avut un plan național de gestionare a deșeurilor, doar că se pare că cel care a expirat în anul 2013 a fost un plan la nivel teoretic. De această dată, structura va fi puțin mai complexă și mai adaptată realităților, pentru că el survine în urma, în primul rând, a unei analize legislative și a identificării problemelor și a propunerii unor soluții de completare sau de modificare a legislației existente, astfel încât obiectivele să fie îndeplinite. Apoi o analiză instituțională, în cadrul căreia să fie stabilite, să fie analizate și apoi stabilite foarte clar care sunt responsabilitățile și atribuțiile fiecăruia dintre factorii implicați în gestionarea deșeurilor. Apoi o analiză a datelor pe care le avem la dispoziție din raportările pe care producătorii, operatorii economici, le fac anual către agențiile de protecție a mediului, respectiv Agenția Națională de Protecție a Mediului. O evaluare a infrastructurii existente în domeniul gestionării deșeurilor, ca toate acestea să se reflecte până la urmă în propuneri concrete în ceea ce privește soluționarea diverselor probleme identificate până acum sau cele care vor mai fi identificate în perioada următoare, îmi propuneri de finanțare a anumitor tipuri de instalații sau anumitor tipuri de activități care sunt necesare a fi desfășurate, tocmai pentru că România, până în anul 2020 sau în anul 2020, trebuie să-și îndeplinească obiectivele de reciclare, cele fixate prin Directiva Cadru Deșeuri, respectiv Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, acela obiectivul global de reciclare de 50% din cantitatea de deșeuri generată. Care este în acest moment nivelul colectării selective a deșeurilor și în ceea ce privește gropile de gunoi, știu că s-a introdus o taxă prima dată pentru depozitarea deșeurilor. Am avut anul ăsta și probabil și în alți ani transporturi ilegale din alte țări de deșeuri. Introducerea acestei taxe a scăzut nivelul depozitării la grop și care este planul până în 2020 cu el? Sunt foarte multe întrebări, ce să le operăm? Sper să vi le amintesc pe toate. Aș vrea, înainte de asta, aș vrea să mai fac o precizare la întrebarea anterioară, să ne înțelegem foarte bine. Un plan nu colectează deșeuri. Un plan dă niște reguli, dă un cadru de referință pentru cei care chiar trebuie să facă colectare de deșeuri și care au nevoie de instrumente legislative în acest sens pentru a-și fundamenta deciziile de politică locală. O a doua precizare este că acest plan nu va schimba nimic peste noapte și nici nu vine cu invenții. Sunt instrumente, dacă vreți, de natura politicii publice, instrumente economice care funcționează deja în celelalte state membre și care trebuie aduse, adaptate și utilizate și în România. Unele dintre ele funcționează, o întrebare anterioară cu taxa la groapă este doar unul dintre exemple. Altele, iarăși, funcționează cum este vorba despre răspunderea extinsă a producătorilor, mai sunt și altele pe care acum le instrumentăm. În ceea ce privește procedurile de colectare selectivă în România, noi aici suntem într-o
oarecare dilemă în sensul în care datele pe care noi le adunăm ne arată diverse discrepanțe și acum una dintre activitățile acestui stabilirea acestor date și chiar identificarea unor măsuri de a crește calitatea datelor raportate, e oscilează undeva în jurul valorii de 10% colectarea selectivă, dar încă nu putem să vă spunem exact care este până nu se finalizează această analiză. În ceea ce privește transporturile ilegale, ele într-adevăr sunt transporturi ilegale. În concluzie, în măsura în care, sau imediat ce se obține astfel de informație că acest lucru se întâmplă, fie înspre, fie dinspre România, există proceduri foarte concrete, caz cu caz, care se pun în practică, fie de către Garda de Mediu, fie în colaborare cu alte autorități ale statului. Și de altfel, multe dintre ele, și le și știți că au devenit publice. Totuși, aș vrea să fac o distinție vis-a-vis de legătura între transporturile ilegale și taxarea la groapă. Prima distinție este că taxa la groapă acum nu există. Ea va intra în vigoare de 1 ianuarie 2017. În concluzie, atunci se va putea spune faptic dacă a avut sau nu a avut un impact asupra transporturilor ilegale. Ceea ce este foarte cert însă, este că atâta vreme cât are depozitarea foarte ieftină, există un magnet pentru deșeuri din țările limitrofe. Noi avem, există interdicții de a face aceste transporturi de deșeuri în vederea depozitării și noi monitorizăm împreună cu autoritățile vamale și așa mai departe aceste transporturi. Cu toate acestea, în lipsa unui instrument economic care să le facă dezavantajoase, presiunea va fi permanentă. Și asta este treaba noastră, să ne asigurăm că depozitarea la groapă în România nu este o soluție avantajoasă pentru țările din jur. Și la ce valoare să fie taxa la groapă? Începând la 1 ianuarie 2017, ea este de 80 de lei pe tonă de deșeuri depozitate. Propunerea inițială care a fost făcută în anul 2012, din păcate a fost amânată cu vreo 3 ani. Și în loc să intrăm cu 2014, 50 de lei și apoi să creștem progresiv, În legea trecută prin Parlament mi s-a modificat acest termen în 1 ianuarie 2017 cu 80 de lei, urmând că de 1 ianuarie 2018 să fie 120 de lei pe tonă depozitată. Specificul ei. Poți să am o localitate în delta sau poți să am una la munte, poți să am o localitate urbană mare sau urbană mică sau rurală și să vin eu dintr-un birou din București să-i spun primarului de comună, că la el mai bine face sac galben decât să facă colectare stradală, mi se pare nerealist, în primul rând. Aici este, dacă vreți, și principala provocare și, dacă vreți, este și semnalul de alarmă principal pe care îl primim de la Comisia Europeană în discuțiile tehnice, și anume că aceste asumări de responsabilități la nivel local trebuie să devină reale. Trebuie să facă obiectul unei analize pe specificul localității sau zonei respective și acolo să se găsească o soluție sau mai multe, care pot să obțină acest obiectiv pe care noi ni-l dorim. Pot să vă dau niște exemple. Spre exemplu, este absolut evident că acolo unde la blocurile cu ghenă am acele topogane unde se aruncă totul amestecat, este absolut evident că colectarea selectivă la sursă este compromisă din start. Nu o să vină Ministerul Mediului să închidă acele ghene. Asta poate să facă Consiliul Local prin hotărâri de Consiliul Local. Ministerul Mediului poate să vină să ajute cu actul de control, cu actul de autorizare și așa mai departe, prin Agenție Locale de Protecție a Mediului, respectiv prin Garda de Mediu, prin Comisariatele Locale. Dar toate aceste măsuri, repet, sunt niște măsuri pe care noi putem să le listăm, să le indicăm, să le recomandăm, chiar să discutăm despre ele unul la unul cu fiecare autoritate publică locală interesată pe acest subiect, dar nu suntem noi cei care pot să decidă în numele lor să le implementeze în plan local. Și mai mult să-și facă aceste planuri de investiții, să-și facă toată partea de proiectare, de monitorizare și de control în plan local. Este o treabă, dacă vreți, de gospodărire. O mare parte din poluarea și contaminarea de la depozitele de gunoi vine din faptul că la noi în țară deșeurile organice sunt amestecate cu cele reciclabile. Deci se pune foarte mult accent pe colectarea separată, hârtie, plastic, așa. Dar aveți în plan să separați, de fapt, deșeurile menajere organice care pot fi compostate de celelalte și atât? Avem mai mult decât un plan în sensul ăsta. Și pe NGD acordă atenție specială exact pe subiectul de fracție biodegradabilă. Dar lăsând la o parte pe NGD-ul, care este un instrument de politic care își va crea un impact pe termen lung, Ministerul Mediului face chiar pași concreți în sensul de a dota gospodăriile cu recipienți pentru compost individual.
Chiar avem un program de finanțare care tocmai a trecut prin faza de consultare publică și va deveni un program de finanțare prin fondul pentru mediu, special pentru compost individual, repet. În plus față de asta, în mare parte, SMID-urile, sistemele de menajment integrat al deșeurilor, au deja o componentă dedicată pentru colectarea selectivă a deșeurilor biodegradabil, astfel încât să-l izoleze de cel care pleacă la groapă și este necompostabil. Începând de când? Toate SMID-urile au această componentă, ele practic sunt... Nu avem problemă cu de când începe funcționarea componentei, avem problemă de când începe funcționarea SMID-ului. Pentru că noi în momentul de față avem 32 de SMID-uri implementate în România, din care, din păcate, funcționale, adică în funcțiune, sunt doar două la acest moment. De-abia după ce SMID-urile, toate cele care au fost finanțate deja prin programele de finanțare prin post-mediu 2007-2013, vor intra în funcțiune, de-abia după aceea ele o să poată să vină să continue să optimizeze modul în care administrează deșeuri. Deocamdată problema noastră majoră cu SMID-urile este că foarte multe dintre ele sunt finalizate din punct de vedere al investițiilor, dar încă trenează încredințarea contractelor de operare către operatori economici specializați. Trenează în sensul în care sunt deschise proceduri de achiziții publice încă nefinalizate. Și asta o să funcționeze și în urban sau în mai rural cu compostarea? Peste tot. Este la nivelul întregii țări. Este o politică de stat. În ceea ce privește devierea de la depozitare a deșeurilor biodegradabile și compostarea lor, fie în instalații individuale, fie în instalații de mai mari dimensiuni. Nu se adresează numai spațiului rural, ci se adresează și spațiului urban, care și el este un generator de deșeuri biodegradabile. Ne spuneați că planul ăsta național de deșeuri nu o să vină cu ceva inovativ sau, în fine, care să fie doar în România, ci cu ce a mers în celelalte state sau și cu ce a mers în celelalte state. Ne puteți da niște exemple ce a mers în celelalte state și cum să meargă și în România? Sau cum le adaptați aici, concret? Da, putem să vorbim despre câteva exemple. Unele sunt mai savante, altele sunt destul de la logica primară. Spre exemplu, colectarea selectivă la domiciliu este un exemplu care cumva pare puțin trist că trebuie să mai vorbim despre el în anul 2000, iată, aproape 17. Dar colectarea selectivă la sursă este, dacă vreți, o problemă sau o cauză majoră pentru funcționarea sau nefuncționarea unui sistem de managementul deșeurilor orientat spre reciclare. Colectarea selectivă la sursă ține de două componente majore, dacă vreți. Una este dată de existența infrastructurii și a doua este dată de existența dorinței de a composta selectiv, de a colecta selectiv, îmi cer scuze. Iar dorința de a colecta selectiv, ca orice dorință, ca orice motivare, se poate face prin două instrumente, fie coercitiv, fie motivațional pozitiv. În sensul ăsta vorbim despre instrumente cum ar fi pay as you throw, plătește cât arunci, un instrument care mie îmi spune că dacă noi doi avem, nu știu, același număr de membri în familie, dar generăm diferit deșeuri și avem mai multă grijă de deșeuri prin comparație, n-ar fi normal să plătim la fel. Pentru că, practic, modul în care o familie își separă sau nu separă deșeurile este un factor determinant pentru structura de costuri de după aceea și respectiv pentru capacitatea de a mai recicla. Deci, vorbeam despre colectarea selectivă la sursă, sisteme pay as you throw, de asemenea, suntem în discuții avansate cu tot ce înseamnă ambalatori, dacă vreți, în România, în ceea ce privește sistemul de garanție și depozitare a ambalajelor returnabile. Un alt instrument important și care ne-a fost explicit solicitat de Comisia Europeană în urmă cu niște ani de zile este tocmai taxarea la groapă și anume descurajarea acestui flux deocamdată aproape unic care pleacă la groapa de gunoi. Astea sunt câteva exemple de instrumente care toate cuplate dau acest efect. Și atunci familiile care vor consuma mai mult, vor plăti mai mult sau care o să fie sistemul? Nu e vorba de familiile care vor consuma mai mult, este vorba de familiile care sunt mai... mai multe deșeuri. Dacă ele nu sunt administrate corespunzător, este normal pentru că ele practic nu fac altceva decât să genereze o problemă de mediu în comunitate, care ulterior trebuie cumva finanțată. Putem să alegem să o finanțeze... Teoretic, putem să alegem să o finanțeze întreaga comunitate prin taxe, impozite și așa mai departe mai mari, sau putem să-i spunem tu, pentru că
ești mai puțin responsabil decât vecinul tău, ar trebui să plătești ceva în plus. Sau vecinul tău, pentru că e mai responsabil, poate să aibă un discount. Funcționează în ambele feluri. Și când spun discount, mă refer la costul de salubritate, despre asta. Și ne puteți spune câte familii din România reciclează selectiv sau care e procentul, care e pe gospodării? Nu avem această informație la nivel de gospodărie. Dar la ce nivel are? Avem la nivel de, vă spuneam și la începutul intervenției, avem la un nivel național din punct de vedere cantitativ. Adică 10% din cantitate, nu neapărat din numărul de generatori. Intră în acest plan al dumneavoastră și un studiu mai detaliat asupra felului în care oamenii aruncă, un studiu la tomberon? Chiar în acest plan nu, dar din câte am văzut eu în recomandările preliminare, efectuarea unui studiu de compoziție este chiar solicitat prin studiul pe care îl face în momentul de față consultantul pentru PNGD. Știm că există studii făcute la nivel local, în diverse zone din țară și încercăm să folosim și această informație. Este absolut evident că fără un studiu de structură a deșeului, de compoziția deșeului, suntem puțin în orb, într-un anumit punct de vedere. Pe de altă parte, aceste informații sunt destul de bine cunoscute la nivelul Uniunii Europene și din punct de vedere al, dacă vreți, al modelului de generare. Nu suntem atât de diferiți nici de vecinii noștri unguri, nici de vecinii noștri bulgari, spre exemplu. Putem folosi astfel de similitudini. Am înțeles corect, nu faceți un astfel de studiu, dar ați cerut printr-unul din documentele noastre un astfel de studiu. Va fi cerut chiar prin recomandările pe NGD-ul, consultantul. Spuneați că, în fine, ar fi o soluție sau una dintre acțiunile pe care ar trebui să le cuprindă planul, transpuse la comunitatea locală care e responsabilă, ar fi să se închide ghenele de gunoi unde se duce toată cantitatea de deșeuri. Când estimați că o să se întâmple asta? Sau dacă primăria sau, nu știu, administrația de bloc nu vrea să facă chestia asta, ce se întâmplă în condițiile astea? Rămânem cu ghenele astea de pe vremea comunismului? Cred că asta se va reglementa, în plan local, localitate cu localitate, în funcție de deciziile pe care le ia Consiliul Local. Când au ei? Nu știu, într-un an de zile trebuie să închideți ghenele? În unele dintre localități deja se întâmplă lucrul ăsta. Chiar au fost decizii la franceză, mi se pare, chiar și în București, în 2014 sau ceva de genul ăsta. Cred că există un calendar pentru a fi închise. Noi nu avem în acest moment o statistică efectivă vis-a-vis de tranziția de la ghenele acestea la platforme sau alte forme de colectare. A fost în această vară o problemă cu groapa de gunoi de la Chiajna, au fost sute de plângeri. Ce se mai întâmplă acolo? Aveți date noi? În urma sesizărilor au fost făcute controle destul de, nu știu cum să le spun, extensive în ceea ce înseamnă depozitarea deșeurilor în zona respectivă. Știu că operatorii din zona li s-au impus un set de măsuri pe care ei aveau un calendar să le implementeze și care calendar cred că cândva în perioada asta este spre final. Și din câte știu eu, Garda de Mediu inspectează tocmai îndeplinirea acestor măsuri. Cam asta este în momentul actual. Și încă o întrebare, vă rog, și după aceea chiar va trebui să... Dacă mai este.